Consiliul Județean Suceava pregătește un nou eveniment de anvergură, Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Barbă, care a precizat că prima ediție a festivalului va avea loc luna viitoare. Pentru că este și anul în care manifestările se desfășoară sub egida 150 de ani de la Marea Sărbătoare de la Putna, iar aici prezența lui Ciprian Porumbescu a fost una remarcabilă, noi dorim să marcăm acest lucru și atunci am considerat că este un bun moment să inițiem în acest an Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Deocamdată este o ediție pilot în care vom avea, evident, și momente care se desfășoară pentru public. Ne gândim să facem evenimente atât la Stupca, la Casa Memorială, la Lira și în Suceava, în parcul central unde este bustul lui Ciprian Porumbescu. Așa cum stau lucrurile acum, componenta internațională cred că va fi destul de subțire, având în vedere pandemia, dar încercăm să avem invitați și din afara țării. Din păcate, nu vom avea anul acesta o gală care va fi punctul culminant al festivalului, când va fi premierea. Vicepreședintele Consiliului Județean a menționat că dorința organizatorilor este aceea ca festivalul să crească an de an și să ajungă să rivalizeze cu marile festivaluri naționale de gen.